Joi a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local de Va aferentă lunii în curs. Unul dintre cele mai importante puncte de pe ordinea de zi a fost cel legat de proiectul stații de reîncărcare vehicule electrice în municipiul Deva 2022. Acesta prevede aderarea municipiului Deva la programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi prin promovarea infrastructurii pentru vehicule nepoluante din punct de vedere energetic. Mereu am spus asta și prin proiectele pe care primăria Deva și primarul municipiului Deva le vizează, inclusiv proiectele pe fonduri europene sau pe fonduri de mediu, încercăm să, știți foarte bine că avem în derulare un proiect important pe fonduri europene, de fapt două proiecte care sunt interconectate, care vizează transportul public local cu autoturisme și cu autobuze și microbuze electrice, pe de o parte, iar pe de altă parte reconfigurarea infrastructurii publice de transport și dotarea acestora tuturor stațiilor pentru călători cu stații de reîncărcare pentru microbuze și autobuze electrice. Programul vizează nu doar amplasarea de stații de încărcare pentru autobuze și microbuze electrice, ci și pentru autoturisme. Pentru început vor fi montate 8 astfel de stații în toate cartierele Devei. În paralel, intenționăm ca pe fonduri de mediu să amplasăm în primă fază un număr de 8 stații de încărcare pentru autoturisme electrice în toate cartierele din municipiul Deva și în zona centrală și să extindem acest proiect, să încurajăm în acest fel oamenii să treacă de la autoturismele clasice și de la autovehiculele clasice la cele electrice. Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate, la ședință fiind prezenți toți cei 21 de consilieri locali din Deva.